Neața lume, de câte ori ți-ai avut situația că parcă încerci să studiești tu ceva pe acolo, dar peste 10 minute nu mai e chef de asta, fiindcă deja e prea plictisitor. Parcă te străduiești și tu, dar iese așa că nimic nu iese. Peste o lună uiți 90% din ceea ce știi, iar peste un an nici nu mai ții minte cum se numea cartea. De ce la alții le iese, dar la mine nu? Ce nu fac corect? Cu ce sunt eu mai rău? Dar dacă voi spune că problema nu e în voi, nici în calitatea efortului depus, școală, facultate, voi 15 ani vă aflați în sistemul de învățământ, unde sunteți în plus cu informații de care niciodată în viață nu ați avea nevoie, dar nimeni nu vă învață cum să învățați corect. Niciun profesor nu vă ajută pe voi să găsiți cel mai potrivit stil de învățare pentru voi. Mintea umană e cea mai mare taină din lume pe care au încercat să o rezolve o mulțime de oameni în tot felul de domenii. Filosofi, psihologi, oameni de știință, doar că fără vreun rezultat. Însă, la mijlocul secolului trecut a avut loc așa numită revoluție cognitivă, iar cu avansarea tehnologiilor, oamenii de știință au început să se uite la creierul uman ca la un calculator biologic pentru perceperea realității. Aceasta ne-a permis să înțelegem mai bine mintea și gândirea noastră, iar în scurt timp s-a înțeles că la diferiți oameni acest calculator lucrează diferit. Oamenii de știință au observat că la fiecare om domină o anumită modalitate de percepere a informației, vizuală, adică văzând ceva, auditiv, adică auzind ceva, și kinestezic, adică pipăind ceva. Iar pentru fiecare om există un mod de învățare principal, vizual, auditiv sau kinestezic. Iar doar știind stilul tău de învățare și organizând lecțiile în dependență de el, vei putea ajunge la potențialul tău maxim. Dacă când citești o carte, tu îți imaginezi totul foarte detaliat, ții minte mai bine nu textul, ci imaginele și graficurile, atunci, cel mai probabil ești vizual. Ești axat destul de mult pe canalul vizual de percepere a informației. Te uiți la filme, faci niște grafice sau desenezi fain, iar repetând materia învățată, îți imaginezi totul foarte detaliat. Dacă îți place să discuți cu oamenii, iar câteodată pentru ca să reții ceva citești cu voce tare, atunci, cel mai probabil, ești auditiv. Mult mai bine vei reține informația dacă singur o vei zice altora. Se potrivesc cărțile audio, chiar și YouTube-ul mai degrabă îl asculti decât îl privești. Iar la sfârșit, săraci de kinestezici. Ești full de energie și permanent vrei ceva să faci. Ai nevoie de mișcări, nu poți sta mult timp în același loc. Permanent te plimbi prin cameră când înveți ceva. Iar tipurile de învățare tradiționale te plictisesc. Cu adevărat înveți ceva doar la orele practice. Problema e că stilurile curate se întâlnesc foarte și foarte rar. Însă la fiecare om domină un anumit stil. Mai rar două. După datele de la Ministerul de Învățământ a Britaniei, 35% dintre oameni au ca stil dominant vizual, 40% kinestezici și doar 25% auditivi. Din păcate, în școli și în facultăți nu este loc de individualitate, toți sunt învățați după un anumit model. Dar dacă voi veți încerca să refaceți lecțiile după stilul vostru de învățare, veți observa destul de repede cât de bine deja puteți învăța. În fiecare an, e sute de articole științifice noi care arată cât de benefice sunt stilurile de învățare, cât pentru copii și studenți, atât și pentru adulți. După anumite sondaje din Britanie, Olanda, Turcia, Grecia și China, mai mult de 95% dintre întrebați zic că sunt foarte importante stilurile de învățare la jobul său. În zilele noastre, acest concept este predat pedagogilor în majoritatea facultăților din SUA. Școli și companii de succes în toată lumea aplică cu succes stilurile de învățare. Ok, cu toți am înțeles că stilurile de învățare sunt foarte populare în toată lumea, sunt multe articole care arată cât de benefice sunt stilurile respective. Însă, hai să analizăm aceste articole și să vedem cât de eficiente sunt aceste stiluri. Vom afla care sunt alea două tipuri de abordare folosite de oameni de știință în prezent pentru clasificarea personalității în general, ce e inteligență multiplă și știință zânimă soluție și, în sfârșit, putem noi fi clasificați în vizuale, auditivi și kinestezici. Iar după ce priviți acest video, veți putea să rețineți în 5 secunde poziția figurilor pe tabla de șah la nivelul unui grandmaster. Personalitatea umană este atât de complexă și diferită, încât psihologii au nevoie să clasifice oamenii după un oarecare principiu. În știință există două tipuri de abordare a clasificării și examinării a omului: teorie trăsăturilor și teorie tipurilor. Teoria tipurilor propune clasificarea oamenilor în anumite categorii: tip de personalitate, caracter, temperament, de exemplu sangvinic, coleric, flegmatic și melancolic. Iar psihologii care acceptă teoria respectivă încearcă să pună fiecare om în anumită categorie. Pe de altă parte, susținătorii teoriei trăsăturilor îi contrazic, gen nu există nicio categorie anume sau tip de personalitate.
iar fiecare om are anumite trăsături de personalitate, precum sociabilitate, anxietate, curiozitate și altele. Iar la fiecare om, fiecare trăsătură este la un oarecare nivel. Cineva e mai mult anxios, cineva mai puțin. Anume, aceste trăsături și luate împreună ne face pe noi unici. La acest subiect ne vom întoarce la sfârșitul videoului, însă, după cum ați înțeles, stilurile de învățare pune oamenii în anumite categorii. Vizual, auditiv și kinestezic. Adică face parte din teorie tipurilor. Tatăl teoriei tipurilor în psihologie personalității este considerat Carl Gustav Jung. După experiența sa clinică, psihologul elvețian a format două psihotipuri despre care acum știe fiecare, extravert și introvert. Iar mai târziu din tipologie lui Jung a apărut tipologie Myers-Briggs. Iar ca alt început pentru teorie tipurilor este considerată teoria inteligenței multiple de psihologul din Howard, Howard Gardner. El s-a interesat de copiii talentași și încerca să clasifice anumite talentele lor și a găsit câteva tipuri de inteligență umană. Gardner aprecia destul de mult maestrie mimicului francez Marcel Marceau și era uimit la cât de creativ și ingenios își controla corpul. Iar din acest motiv a apărut și tipul de inteligență kinestezic sau corporal. După revoluția cognitivă, oamenii de știință au început destul de mult să analizeze componentele auditive și vizuale ale învățării. Iar din acest cocktail istoric au apărut și vizuale, auditive și kinestezice despre care noi știm acum. Doar au apărut și au devenit populare în toată lumea, fiindcă conceptul stilurilor de învățare demonstra nevoia individualizării modului de învățare și arăta de ce nu toți studenții învață la fel de bine. Majoritatea profesorilor din toată lumea cred că dacă refaci prezentarea materialului după stilul de învățare a studenților, ei vor mări performanța lor. Există chiar o industrie de teste pentru găsirea stilului dominant de învățare, la fel și multe cursuri de mărire efectivității a predării în școli și facultăți. În câteva școli din America, elevii primesc tricouri cu literele mari, V-A-K, pentru ca profesorul să vadă cine e în fața lui, vizual, auditiv sau kinestezic. Dar după cum știm, popularitatea nu întotdeauna arată calitatea, așa că hai de la început. E clasificarea pe kinestezici, auditiv și vizual în concordanță cu ideile științifice moderne despre om? Oare putem noi fi clasificați în așa tipuri? Noi, Homo sapiens, facem parte din ordinul primatelor. De la fel ca și majoritatea dintre ei, avem un stil de viață de zi. De aia, din toate simțurile, e cel mai mult ne bazăm pe vedere. Dar chiar și pentru primate, noi suntem prea vizuali. Jumătate din creierul nostru, direct sau indirect, procesează informația vizuală. Iar în cortex, cu procesarea informațiilor vizuale, sunt ocupați o treime din toți neuronii, în comparație cu 8% cu informația tactilă și 3% pentru modalitatea auditivă. De aici pare că reiese că noi toți suntem vizuali, însă nu e chiar așa. Partea mai mare de creier care este folosită pentru informație vizuală nu e pentru că ochii noștri ne aduc mai multă informație decât mai mulților. Nu, ci pentru că foarte repede procesează toată informația primită și o trimite mai departe la alte părți ale creierului, care se ocupă cu altceva, de exemplu cu cititul sau cu limbile străine. În creierul nostru totul este legat una de alta. Auditivă, kinestezică, vizuală, toate sunt legate una de alta și fac schimb de semnale. Științific că ceea se numește interconectivitate, adică într-o oarecare parte noi vedem cu urechile și auzim cu ochii. Chiar și la copiii orbi de la naștere, reținerea alfabetului Braille se face nu în părțile kinestezice, ci în părțile vizuale a cortexului, care la copiii sănătoși se ocupă de limba scrisă. Diferite părți ale creierului nostru comunică una cu alta, lucrând ca un întreg. Reiese că noi nu vedem pete de lumină sau auzim sunete, ci percepem lumea rațională. Ceea ce noi reținem nu sunt frecvențe audio, ci sensul care se află în frază. Nu caleidoscopul de pixel, ci o formă care are vreun sens și ne ajută să reținem nu ochii sau urechile, nu vizualitatea sau auditivitatea, ci abilitatea de a înțelege informația primită. Exemplul științific clasic este experimentul cu șahul. Hai să verificăm memoria voastră vizuală. Voi trebuie în 5 secunde să rețineți în ce poziție stă fiecare piesă pe tabla de șah. Ați reușit? E la fel ca și majoritatea dintre voi, pot să-mi aduc aminte doar vreo 4-5 piese, iar șahiștii cu experiență pot să rețină toată tabla, uitându-se la ea doar câteva secunde. Oare au ei memorie vizuală chiar așa de bună? Evident că nu. Dacă de ratat unui grandmaster așa o tablă, vă putea memora nu mai mult decât voi. Aici piesele deja stau haotic față de prima tablă, unde poziția pieselor are vreun sens pentru șahist, dar fără sens pentru un om normal. Așa că dacă vrei să vedeți cine are memoria mai bună între voi și un grandmaster, alegeți a doua tablă. Iar dacă vrei să memorați mai bine, încercați să găsiți vreun sens. Aceasta nu e caracteristică doar a șahului. De la majoritatea problemelor de la școală și nu doar, de aceasta și avem nevoie. Iar modalitatea activă, precum auzul, văzutul și atingerea, nu sunt depuse de stilul vostru de învățare, ci de tipul de problemă. Morfologia creierului nu o vei învăța ascultând descrierile structurilor anatomice.
Mă zice, nu te faci doar uitându-te cum cineva cântă la pian. Cel mai des noi trebuie să combinăm stimulurile kinestezice, auditive, vizuale și altele. De exemplu, să asculti lecție, să citești paragraful, să te uiți la ilustrații, să citești cu voce tare, să desenezi schema. Aduceți-vă aminte, noi chiar și limba scrisă o învățăm alăturând formele vizuale a literelor și sunetele lor. Complexitatea aceasta este chiar benefică, fiindcă suntem salvați de interconectivitatea naturală a creierului. Învățatul nu e despre percepere, ci despre inteligență. Anume, inteligența ne ajută să înțelegem lumea înconjurătoare. Ok, ca să rețineți mai bine tot ce am zis, hai să facem o mică recapitulare. Stilurile de învățare fac parte din teoria tipurilor. Cu o istorie destul de interesantă, însă aceasta nu are nicio importanță, fiindcă cel mai probabil cu toți suntem vizuali. Însă nici aceasta nu are nicio importanță, fiindcă învățarea nu e despre percepere, ci despre inteligență. Însă nici aceasta nu are nicio importanță, fiindcă, luând în considerare teoria inteligenței multiple a lui Gardner, reiese că fiecare om e talentat în felul său, iar având în vedere care inteligența tine e mai dezvoltată, prin acel mod și asimilezi mai bine informația. Acestea și sunt stilurile de învățare, cu alte cuvinte. Ah, da, am uitat să vă zic. Gardner e un mincinos din Harvard. El a alcătuit singur teoria sa a inteligenței multiple și niciodată n-a crezut că ar fi nevoie să fie verificată. Și în plus, ignoră faptul că toate datele științifice existente în prezent îl contrazic. Din păcate, inteligența e unică. De ce? Voi vorbi în alt video, fiindcă subiectul e destul de complex. Iar conceptul stilurilor de învățare poate fi foarte simplu verificat printr-un experiment. Cercetătorii pot lua un oricare număr de studenți cu diferite stiluri de învățare și să le dea ceva de făcut. De exemplu, să rețină câteva cuvinte. Unele vor citi, alții le vor auzi, iar alții vor vedea ilustrații cu acele cuvinte. Folosind teorie tipurilor, vizuale ar trebui mai mult să rețină când văd ilustrații cu acele cuvinte, iar auditivii când aud cuvintele. Așa fel de studii au fost făcute de multe ori, cu diferit stimul, însă toate arată că stilurile de învățare n-au nicio legătură cu învățarea. Inteligența da, stilurile nu. Inteligența poate fi măsurată obiectiv, pe când stilurile sunt măsurate prin sondaje, precum cum voi învățați mai bine. Mai pe scurt, vizuale, auditivi și kinestezici pur și simplu nu există. Acesta este doar un tip de clasificare a stilurilor de învățare, chit că e cel mai popular. În total sunt mai mult de 70. Intuitivi și analitici, pragmatici și teoretici, inovatori și adaptori, convergenți și divergenți și multe, multe altele. Studiul oricărui stil de învățare arată același lucru. Ele nu funcționează. Încă în 2004, oameni de știință de la câteva mari facultăți din Britania au analizat literatura pentru 13 cele mai populare stiluri de învățare. Și au ajuns la concluzia că niciunul nu are nicio demonstrare a eficienței. O analiză mare în 2009 a confirmat aceasta. Iar în 2016, oamenii de știință au scris o scrisoare deschisă pentru încetarea folosirii conceptului pseudoștiințific de stiluri de învățare. Articolul recent arată că dacă ții cont de stilul tău de învățare, nu te ajută nici la memoria de lucru, nici la înțelegerea și reproducerea materialului, nici la nimic. Chit că puțin mai înainte am zis. Nu e chiar așa, dar analiza lucrărilor științifice care ating subiectul stilurilor de învățare în ultimii ani arată că 90% dintre ele sunt pro-stilurilor de învățare. Însă ei nici nu încearcă să verifice teoria stilurilor de învățare, ci pleacă de la idee că sunt corecte inițial. Se iau ceva elevi din câteva clase, cu ajutorul sondajelor se află care e stilul lor de învățare, iar cercetătorul dă recomandări fiecare luând în considerare care e stilul lor de învățare. Da. Faine lucrări științifice. Un medic și luptător cu mincinoși în știință, Harriet Hall, personalitate populară în America, numește acest lucru știința zânima seluție. Cu ajutorul metodei închide științifice, noi putem afla de la copii la ce vârstă a început să vină zânima seluță, câți bani lasă în mediu, care dintre ei e mai scump, iar după putem calcula și să primim niște rezultate statistice importante. Dar noi uităm cel mai important, să verificăm dacă există sau nu zânile măseluțe. Dacă nu ar fi știință zânile măseluțe, literatura științifică ar fi de 100, dacă nu chiar de 1000 de ori mai puțină. Înainte ca să descrii un fenomen, trebuie să verifici dacă ele există. Oare e așa de greu de înțeles? Evident că oamenii de știință sunt și ei oameni și vor și ei să mănânce, de la numărul de publicări depinde venitul, autoritatea, granturile și multe altele. Publică sau vei muri, zice legea Academiei, așa că mii de minți luminate sunt obligați să asculte de ea. În loc de lucrări importante și grele, încep să scrie lucrări simple și neimportante una după alta. Așa apar stilurile de învățare, inteligență multiplă și multe alte neuromituri.
iar după se află că din aceasta poți să faci și bani, așa că multe companii obțin venit din testarea oamenilor la stilul de învățare, din cursuri de continuare pentru pedagogi, școli, facultăți și nu doar. Însă, timp de mai mult de 50 de ani de existență a stilurilor de învățare, a devenit evident că fenomenul studiat nu există. Dar totuși, întrebarea principală, de ce nu credem în asta? Păi, totuși, mi-a plăcut de știut că nu sunt eu așa mai prost, ci pur și simplu nu mi-am găsit abilitățile mele și există o pilulă magică care va schimba totul. Și asta e o iluzie plăcută a potențialului nostru. Dar aceasta nu e unica iluzie relevantă. Tot felul de clasificări în tipologii de personalități ne dau iluzie de deșteptăciune, de deținere informației importante despre lume. Uite, ele sangvinic, auditiv, epileptoid, eu știu natura, știu tainele psihologice a lumii. Însă, psihologia teoriei tipurilor rămâne în trecut, lăsând loc teoriei trăsăturilor. Chiar și psihotipurile lui Jung, extrovert și introvert, care au rămas atât de mult în mințile noastre, în literatura științifică s-au renăscut din tipuri ele extrovert, ele introvert, în trăsături, precum extrovertit și introvertit. Da, nu mai sună la fel de frumos precum, uite, el e introvert etico-intuitiv, iar el e extrovert intuitiv-logic, dar totuși e mult mai aproape de realitate. Așa de tare nu vreau să mă las de aceste iluzii, însă prețul în credință în aceste stiluri este evident. Pierderea timpului, speranțe false și așteptări reale care duc într-o frustrare și mai mare. Parcă ar trebui să-mi iese, dar nu știu de ce nu-mi iese. Adevărul dure că în lumea modernă, diferența între oameni, abilitățile intelectuale, mare parte din cauza geneticii, iar anumite intervenții care ne-ar face pe noi mai deștepți încă nu s-au găsit. Așa că trebuie să știi abilitățile, să-ți folosești bine părțile tale bune și să alegi problemele în funcție de ele. Dar aceasta nu înseamnă că totul este predeterminat și nu poți să înveți mai eficient.